ei și a domnului doctor Stoian la această reuniune, făcând parte și eu din Asociația Fiii și Prietenii Planului, deci fiind stabilit în Brac, ca să nu fie o prezență mai specială, fiind bucureștean, de fapt. Dar ca să punctez și mai bine, 14 ani am lucrat în Ministerul Culturii. Am fost directorul muzeelor pe țară, am fost directorul patrimoniului și secretarul de stat timp de 4 ani de zile în guvernarea Năstase. Sunt fără de partid, deci nu vorbesc cu partipriuri politice. Sunt specialist în patrimoniu, profesor universitar, conducător de doctorate, cu o vechime specială și cu rezultate, cred eu, bune. A fost o surpriză pentru mine și de asta mă și asociez acestei reuniuni și întâlniri cu dumneavoastră, dumneavoastră fiind vehiculul prin care este informată opinia publică și în special cea brașoveană. A fost o surpriză decizia de desființare a Muzeului Național Brac. Un muzeu național care își are rațiunea lui, nu va trece multă vreme și vom celebra 100 de ani de la cedarea branului a cetății pe seama casei regale de către municipiul Brașov. Și vreau să amintesc că încă în acea perioadă, când regina Maria și familia venea la Bran, branul era vizitabil. Aveam un regim special. Retrocedarea castelului pe seama domnului Dominic a fost un act de dreptate, cum s-a făcut în această nouă perioadă post-decembristă. Un act de dreptate care acum ar putea să ne dreptățească o instituție. A nu se confunda ceea ce este un SRL, acesta este de fapt castelul în momentul de față, care promovează cu asiduitate un brand interesant, Dracula. N-aș spune că împărtășesc felul în care este promovat pentru lume, pentru că la brand vin atâția străini. Noi nu suntem totuși un Dracula cunoscut după Stoker și după alte forme de prezentare cu un principe sângeros și cu asemenea forme de cruzime pe care... Dar proprietarul își gestionează acest castel după regulile pe care le-a stabilit. Desfințarea Muzeului Național Bran este fără precedent. Este prima dată când în România se desfințează un muzeu, nu se înființează. Și acest lucru marchează nu doar un pionierat, ci îngrijorează. Îngrijorează pentru că ar putea să fie acest exemplu urmat de altele. Ministerul Culturii, care are în proprietate între muzeele naționale și în subordine acestei instituții, și-a făcut, sunt convins, programul său de descentralizare a instituțiilor culturale, inclusiv a muzeelor, incluzând aici și o desfințare de instituții. Crearea precedentului este specială. Amintesc că în perioada 2000-2004 sau în cadrul procesului de descentralizare s-au redat autorităților județene mai multe instituții muzeale. Mă refer numai la ele, nu la teatre, nu la filarmonici, nu la alte instituții culturale. Muzeul Național al Bucovinei a devenit județului Suceava, Muzeul Curtea Domnească de la Târgoviște, județului Dâmbovița, Muzeul Astra, Marele Muzeu Astra, rămânând cu caracter național, toate a revenit Sibiu și așa mai departe. Mai sunt asemenea instituții.
În cazul acesta, asistăm la o, la o desfințare de instituție. Motivațiile pe care le aduce Ministerul Culturii, mi le-a exprimat și domnul primar, ele pot fi găsite și în materialul care însoțește mapa aceasta. Lipsa de vizitatori, cifra de vizitatori, 14.000 pe seama muzeului, în comparație cu vizitatorii castelului, sigur că ar putea să ne dea un, să ne pună un semn de întrebare. Ea nu este o cifră nefirească. Instituțiile muzeale, în general, nu sunt foarte vizitate. Ar putea să pună niște probleme de redresare a acestei situații. Muzeul Național Bram, funcționând în momentul acesta doar cu Vama, pe care o cunoașteți, și cu secția în aer liber. Două entități de o importanță deosebită, pentru că Branul, nu doar prin castelul legat și exprimat acum într-un mod special al prezenței draculiene, Branul se reflectă, în primul rând, prin personalitățile, suita de personalități ale Branului, și prin această țară specială a Bârsei, care este aici. Toată depresiunea aceasta Branului, locul Branului în, ca punte de legătură între cele două țări românești, între Transilvania și țara românească, toate formele specifice de viețuire, arhitectura specială, care este foarte bine prezentată în această expunere din stânga noastră. Precedentul ar putea să dea și altora un imbold pentru a gândi asemenea rezolvări. Ori noi suntem într-o perioadă în care creăm instituții culturale. Amintesc că